În primul rând, cred că trebuie să subliniem ce înseamnă PIPAC. Un acronim care vine de la chimioterapie intraperitoneală presurizată, practic un dispozitiv special, ne oferă posibilitatea să pulverizăm chimioterapic în cavitatea peritoneală. Este diferit de HIPEC-ul, poate mai cunoscut în lume, care este o tehnologie de chimioterapie intraperitoneală bazată pe un lichid care circulă în cavitatea peritoneală. Și desigur, cele două nu sunt diferite ca principiu chimioterapic, ci ca indicație. PIPAC-ul, această chimioterapie presurizată intraperitoneală, vine să ajute în tratamentul pacienților care nu se pretează în momentul diagnosticului pentru o rezecție chirurgicală, acea chirurgie citoreductivă în care îndepărtăm metastazele, și HIPEC. Deci vine să pregătească de cele mai multe ori operația mare de citoreducție și HIPEC, sau în cazuri mai nefericite să oferă o îmbunătățire a vieții pacienților care nu mai pot beneficia de chimioterapie sistemică, cum spunem noi, care și-au epuizat resursele terapeutice, pacienți în stadii foarte avansate care nu pot să mai beneficieze de alte tratamente. Este o tehnică, o procedură care este în plină dezvoltare, să zic. Există multă cercetare în domeniul oncologiei, acestea tratamentelor oncologice în general și a acestei chimioterapii presurizate în special. Nu s-a standardizat ca și procedură. Indicațiile sunt încă în discuție. La ora actuală, ultimul consens care a avut loc internațional stabilește ca și recomandare un număr de minim 3 astfel de ședințe, în funcție de răspunsul pacientului. Ne putem ghida după acea prezență ascitei maligne, ascitei dată de carcinomatoză peritoneală. Dacă ea dispare după acest tratament chimioterapic, putem să spunem că este un succes terapeutic, sigur cu tentă paliativă, dar atunci ne putem opri din procedură. Un avantaj, dar și o limită, aș zice, pentru această tehnică este că ideal ar trebui să fie efectuată prin metoda minim invazivă, prin acele mici străpungeri ale peretelui abdominal cu trocarele de laparoscopie, pacientul beneficiind de această ședință de chimioterapie direct asupra tumorilor cu o recuperare foarte rapidă, de practic de o noapte de spitalizare, pentru că necesită anestezie generală. Deci ideal este ca această tehnică să fie efectuată și se poate efectua prin chirurgie minim invazivă. Tehnica PIPAC practic se adresează cancerilor peritoneale, la fel ca și tehnica HIPEC. Metastazele peritoneale care sunt de origine colorectală, ovariană, gastrică, pseudomixomul peritoneal, repet și subliniez, atunci când tehnica citoreductivă și HIPEC-ul, chimioterapia intraperitoneală hipertermică, nu este indicată sau nu este posibilă. Acolo își găsește locul procedura PIPAC. La modul cel mai optimist, sperăm să convertim acești pacienți de la o inoperabilitate la o operabilitate. Asta este un element pe care îl urmărim centrele care practică această procedură. Și un al doilea element, la pacienții cu ascită refractară, ascită generată de aceste tumori metastatice, să încercăm să le îmbunătățim calitatea vieții, deci are o tentă pur paliativă în acele situații, prin o acțiune directă asupra formațiunilor tumorale, cu speranța ca ascita să nu mai aibă acel caracter recurent care afectează clar calitatea vieții și funcțiile organelor.